Cursurile celui de-al doilea semestru al anului școlar 2016-2017 au început luni 13 februarie și se vor încheia pe data de 16 iunie. Potrivit structurii anului școlar 2016-2017, aprobată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru clasele terminale din învățământul licean, anul școlar se încheie în data de 26 mai, iar pentru clasa 8-a în data de 9 iunie. Vacanța de primăvară este prevăzută pentru perioada 19-30 aprilie 2017, iar vacanța de vară începe pe 17 iunie și se încheie în data de 10 septembrie 2017. Programul național Școala Altfel, care are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare, se desfășoară în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. În funcție de ciclurile de învățământ școlarizate, unele unități de învățământ preșcolar și primar au putut derula acest program în perioada 21 noiembrie-2 decembrie 2016, celelalte putând opta pentru perioadele 27 februarie-31 martie 2017 și 15 mai-9 iunie. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a stabilit că etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează de regulă în perioada vacanței de primăvară, în conformitate cu calendarul olimpiadelor naționale școlare. În timpul celui de-al doilea semestru al anului școlar 2016-2017 sunt prevăzute și simulările examenului de bacalaureat și evaluării naționale la clasa 8-a. Astfel, în cadrul simulării evaluării naționale pentru elevii de clasa 8-a, proba la limba și literatura română este prevăzută pentru data de 13 martie 2016, proba la limba și literatura maternă pe 14 martie, proba la matematică în 16 martie, iar afișarea rezultatelor pe 31 martie. Simularea examenului național de bacalaureat pentru elevii claselor a 11-a începe cu proba la limba și literatura română pe data de 13 martie, urmată de proba la limba și literatura maternă pe 14 martie, apoi de proba obligatorie a profilului în 16 martie, iar afișarea rezultatelor pe 31 martie. Conform Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, organizarea simulării examenelor naționale are ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real, respectiv optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar, de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale sau liceale.